Hai să scoatem elefantul din cameră mai întâi. Da, lipsa mea, dar ce credeai că pot să spun, ok? Vedeți? Acolo e Tessie. Vreau să vă țin o teorie despre Tessie înainte să înceapă această filmare, pentru că de obicei când pui un câine în cadru, lumea uită de toate comentariile negative, uită de hate, uită de ce au venit pe acest clip. Nu vreau să-mi terorizez câinele. Astăzi vreau să răspund la câteva dintre întrebările voastre. V-am lăsat acum câteva zile pe Instagram un story în care vă întrebam tot eu, în care v-am rugat să lăsați întrebări la care eu să răspund, și multe întrebări erau legate de Tessie, iar celelalte despre alți câini ai mei, și o mare parte dintre ele despre de ce ne-ai lăsat, dragiule, de ce ai plecat în lume, de ce te-ai vândut ProTV-ului, de ce... Trebuie să-mi amintesc, mai erau multe. Multe dintre ele mi le-am notat frumos pe aceste foi, pentru că eu sunt old school și nu mi le-am notat pe telefon. Lucru de care îmi pare rău cumva, pentru că aș fi vrut să vă las și numele sau poza de la profil sau în fine, să vă arăt cine mi-a pus întrebarea. Și am să încep să răspund la întrebările voastre în acest prim video din acest, pe azi zic, prim an. Din 2020, primul video de pe an, ok? Nu ne-am văzut de mult, mi-a fost dor de voi. Prima întrebare pe care am primit-o peste tot, și anume, de ce nu am mai postat? Sunt mai multe motive pentru care eu nu am mai postat. Și am să vă dau trei dintre ele care zic eu că au fost decisive în dispariția mea de pe platformă. Cum de altfel știți foarte bine că am mai lipsit de câteva ori. Când au fost bacul, când am mai dat examen, nu știu ce. În fine, dar pe lângă asta, motivul numărul 1. Începusem să fac clipuri mai mult dintr-o goană pentru view-uri și mulți alți youtuberi o fac. Nu zic că e greșit, pentru că până la urmă stai pe platforma asta ca să faci vizualizări sau în fine să strângi un public, să faci niște bani, să faci ceva din toată treaba asta sau măcar să te distrezi. Ei bine, videourile în sine erau mai mult făcute pe niște trenduri, mai mult decât pentru fanul meu personal, ceea ce e și nu e ok. E ok când vrei să faci ceva business și atât, nu e ok în schimb când o faceai pentru fan. Eu nu o făceam pentru fan și da... Am și business-uri din treaba asta, sunt o grămadă de întrebări de acolo, din ce trăiești, ai un job? Da, am, da, trăiesc, uite mă, vedeți, nu m-ați crezut. În al doilea rând, și lucru chiar important, nu o să mă creadă nimeni, dar voi ar trebui să mă credeți că mă știți de atâția ani pe platforma asta, voiam să fac ceva cu voi. Real, eu când am început să pun clipuri pe YouTube, nu știu dacă sunteți OG-uri de când lumea cu mine pe aici, dar chiar... Stăteam foarte mult, nu numai în comentarii, dar făceam clipuri real cu voi. Adică de multe ori, nu știu dacă făceați parte din grupurile de Skype și grupurile de Facebook pe unde mai eram noi pe vremuri, dar real, eram câțiva dintre abonați împreună cu mine, care eram și un abonat la mine, desigur, și gândeam ideile de clipuri. Sau făceam, de exemplu, parodiile animate. Sunt întrebări și despre parodiile animate acolo. Parodiile animate, la fel, erau făcute cu voi. Adică temele erau din partea voastră. Și da, mi-am băgat și eu coada și am băgat și eu teme. Și vă dați seama că videourile cumva le-am conturat din punctul meu de vedere, dar pe ideile voastre. Și nu știu, am simțit, era altfel, frate. Era așa frățește, era, nu știu, era de suflet. Când puneam un video simțeam că real, ca la începuturi, puneam un clip undeva să uite prietenii mei la ele. Și na, al treilea motiv l-am combinat cu primul cumva, fun. Voiam să fie fun. Și deja la un moment dat începusem să fac niște clipuri care ori luau extrem de mult să le editez sau să le filmez, sau orică erau parodii animate, orică, nu știu. La un moment dat, câțiva dintre voi ați observat, am încercat o grămadă de serii, pentru că voiam să fac ceva nou. Sau în fine, să fac ceva diferit, să fac ceva... Acum nu încerc să mă plâng, că vai doamne cât am editat. Vă spun 100%, sunt oameni pe platforma asta care depun de zeci de, nu chiar miliarde de ori, dar de zeci de ori mai multă muncă decât am depus eu în toți anii ăștia de YouTube și nici măcar nu cred că au ajuns la 10.000, 20.000 de abonați. Dar pentru că eu tocmai sunt norocos să am sute de mii de oameni care se uită la mine, mă simțeam cumva prost să vă las așa în aer, să vă uitați la aer și să nu vă dați seama sau să nu știți de ce s-a întâmplat și mai departe, așa că
uite-mă aici. A doua întrebare. Când mai postez parodii animate? Eu nu am de gând să mai postez parodii animate din simplul motiv că îmi lua destul de mult să le fac, a început să le ele să devină repetitive și la al doilea rând îmi plăceau foarte mult. Îmi plăcea să le scriu în general sau, în fine, să-mi spun părerea despre niște chestii care pe mine mă frustrau îngrozitor. Așa că parodii animate nu o să le mai postez cel mai probabil, dar, în schimb, o să încerc să fac un update la parodiile animate în care temele vor fi asemănătoare, gen de ce școala e de căcat, de ce, nu știu, profesorii, de legat de examene, legat de, nu știu, de prietene, de relații, de chiar și de business-uri. M-ați întrebat foarte real, am fost surprins. Multă lume interesată de cum trăiesc eu și unde trăiesc eu, dar asta e partea a doua. Am văzut niște adrese postate prin niște locuri. Dar am să discut toate chestiile astea la final de video. Dacă stați până la final de video, o să aveți șansa, să zic așa, o să aveți cum să participați la următorul video. A treia întrebare pe care am văzut-o și am și răspuns la ea de multe ori. Te-ai vândut ProTV-ului. Acum nu mai ești de al nostru, ești mare vedetă la TV. Băi, am să las foile deoparte. Măi, cum să vă zic eu vouă? În primul rând, partea asta dintre voi care sunteți OG-uri pe canalul ăsta, care mă știți, sunteți de acord cu propoziția asta că eu m-am vândut ProTV-ului și că, sau în fine, oricui ar fi fost, dar nu contează, și că v-am lăsat de izbeliști și că nu știu ce, pentru bani sau pentru faimă sau pentru nu știu ce, sunteți de acord cu propoziția asta? În cazul în care ați spus nu, nu m-am vândut ProTV-ului, să vă spun întreaga poveste. Training Review-ul, un show pe care l-am ținut pe YouTube, a ajuns să fie postat pe ProTV+. Nu văd niciun lucru rău din chestia asta. Eu sunt răsplătit pentru o chestie pe care pe YouTube real nu prea făceam ceva cu seria în sine. Am postat un întreg sezon pe YouTube și cam atât. După un an, nu e o mutare efectivă, pentru că după un an după ce seria s-a încheiat pe YouTube, ProTV-ul mi-a dat șansa să fac acea serie updated pe platforma lor. Avem mai multe medii în care ne putem exprima. Ce e rău în asta? Nu suntem blocați pe YouTube, nu suntem blocați pe Instagram. Am mai auzit treaba asta că Instagram-ul, sau în fine, în cazul meu, YouTube-ul m-a făcut. Ceea ce e real. Dar de ce YouTube-ul trebuie să mă și îngroape? Adică nu pot să am o viață așa rotundă, cu mai multe posibilități, cu mai multe locuri. Gândiți-vă așa. E momentul ăsta dacă spun un lucru, oricare ar fi, de care îmi pasă mie. Să zicem că e vorba despre drepturile animalelor. Sau legare campaniile pe care le-am făcut. La hospice, la salvați copiii. Eu dacă spun lucrurile astea pe YouTube și atât, plaja de oameni la care pot să ajung e restrânsă, atât de vârste, pentru că multă lume a intrat pe canalul ăsta sau pe multe alte canale datorită entertainmentului și oamenii aia nu sunt neapărat cu vreo vârstă de votare sau cu vreo ceva. Aia este, general vorbind, majoritatea oamenilor care stau pe clipuri în momentul ăsta. În momentul în care tu ești blocat pe niște teme și temele alea sunt scandalul și cam atât, sau în fine despre ce slime mi-a mai turnat în cap sau nu știu ce update în Minecraft s-a mai întâmplat, nu prea ce să le spui oamenilor, adică nu prea ce să-i... Nu-i vrea să înveți efectiv niște oameni, dar n-ai ce perspective să le dai. În momentul în care eu apar și pe ProTV+, și pe YouTube, și pe Insta, și la TV, și în ziar, și la radio, că am fost, logică mult mai multă lume o să-mi dea credit la ce o să spun mai departe. Dacă voi, că real voi sunteți comunitatea mea, acolo doar dau mai departe informația pe care noi o punem cap la cap. Dacă voi îmi spuneți sau noi cădem de acord că suntem iubitori de animale și un exemplu, pentru că real am făcut parte și dintr-o campanie cu animale. Uite-o aici, asta e poza mea cu Ana, adoptați-o pe Ana. Cum ajungeam eu să fac treburile alea dacă ziceam, no, eu sunt doar pe YouTube, pleacă de aici, campanie mișto, care poate chiar o să ajute pe cineva, pleacă de aici, eu vorbesc despre mimuri și atât. Nu vreți? Și da, sunt mândru că am o emisiune acolo. Și ar trebui să fiți și voi. Dacă sunteți fan cu adevărat, pe bune acum. Și chiar îi apreciez pe ea care au venit pe ProTV Plus, au uitat la training review-uri și mi-a rupt aia mesaje pe Instagram și a zis, bă, bravo frate! Bravo! Foarte mișto!
Dar am să intru într-un alt episod, în mai multe detalii, cum am ajuns mai exact pe Pro TV, care au fost primele episoade, ce greutăți s-au întâmplat sau am avut acolo când s-au postat și care e diferența dintre online și TV sau care e diferența dintre YouTube și Pro TV-ul ăsta sau care e diferența dintre a lucra singur la tine în cameră, frumos, cu cățelul tău pe canapea care se uită la tine și a lucra cu o echipă de oameni care au niște programe, niște deadline-uri. E altfel, frate. Nu laud nicio parte, nici alta, dar sunt niște diferențe și sunt chiar curios să văd reacția voastră la treaba asta. Pentru că vă dați seama că nici eu înainte nu aveam niciun habar. Ce crezi, că m-am născut sau în fine m-am pus pe YouTube aici și după aia m-așteptam să ajung pe nu știu unde să fac nu știu ce? Nu! Sunt gen tot eu. Salut! Bine, acum... Acum să iau la rând o grămadă de alte întrebări. Pentru că astea trei erau gen main-ul videoului ăsta. Acum am o listă de vreo 39 de întrebări la care vreau să răspund rapid, urmând ca în următoarele videouri să detaliez la alea care mi se par mie mai interesante și o să vă spun la final de clip, cum v-am mai spus încă o dată, ce o să facem de acum încolo împreună. Dacă vreți să vă băgați la treaba asta, eu o să-i dau o șansă. Ai câine sau pisică? De ce te văd mereu în tramvaiul 41? Eu nu te-am văzut niciodată. Și dacă mai sunteți genul de oameni care... No offense, dar am pățit. Dacă sunteți genul de oameni care mă vedeți într-un loc public, bun, ori în parc, ori în tramvai, cum zice băiatul ăsta, și stați ca niște creeperi, efectiv, într-un colț al tramvaiului, cu telefonul, stai așa, crezând că eu nu vă văd, că îmi faceți poze, greșiți, e doar creepy. Veniți la mine, cereți o poză, facem o poză, nu-i chiar așa complicat. Plus că arată creepy, real, acum mă simt șoșu, dar crește puțin, că vii... Puneți-vă în locul meu. Câți ani are Tesi? De câți ani o ai? Cum să vă spun eu vouă, doamnele, niciodată nu-și spun vârsta. Așa că nu am să o denunț, dar pe Tesi o am de... De ce nu găsesc trending review-ul pe ProTV Plus? N-am idee de cum nu-l găsești, că de multe ori, gen, când intri pe ProTV Plus... E prima chestie pe care poți să scrolezi în știri și așa, mai ales atunci când se postează, în fiecare vineri la ora 10. Nu uitați. Sau puteți da efectiv în search pe Google training review cu Daragiu și ar trebui să vă arate ultimul episod. Ce te-a inspirat? Dacă te referi la, nu știu, la ce, la editor, la YouTube. Hai să spunem că te referi la YouTube. Cine m-a inspirat să fac YouTube? Voi răspunde super clar, cum am mai răspuns de altfel într-o grămadă de interviuri, PewDiePie, ceea ce e puțin ironic, Casey Neistat, care e un pic mai ok. Nu vă încurcați în content, știu că unul făcea gaming, știu că unul se ocupă cu daily vloguri și n-au nicio treabă, dar ei m-au influențat pe alte părți. Devotament și muncă. Două lucruri care... După părerea mea, i-au consacrat. Pentru că dacă, gândiți-vă puțin, PewDiePie a postat în fiecare zi, eu nu, rest de aia ne asemănăm, a postat în fiecare zi timp de, nu știu, de câți naiba ani e pe platforma asta, hai să spunem minim 7 ani, mai mult de atât probabil, dar hai să spunem 7 ani. Casey la fel, dar la Casey era vorba despre altceva, mai mult de stilul de viață. PewDiePie era vorba strict de YouTube, Casey la suflet, cumva, pe partea asta de ce face el, energia lui și toate. Vedeți? Am luat ca inspirație fix oameni de la care am ce să învăț, dar de la care, de altfel, nu am extras foarte multe până în momentul ăsta, dar poate reușim împreună să facem ceva pe partea asta, nu plânge, că știu cum e să te uiți la oameni din ăștia, ca Dorian, care se scoală, care rup, care dansează dimineața, care după aia se culcă ca bebelușii, care... Dita mai mușchi, care nu știu ce, și tu ești acolo gen ca un cartof pe canapea, te uiți la ei și ești gen... Care e cel mai mișto lucru pe care l-ai făcut în viață? Aș putea face așa un top, dar hai să zic, cel mai mișto lucru pe care l-am făcut în viață a fost să mă țin de sport când eram mic și să o găsesc pe Tesi. Sau atunci când am descoperit că eu gândesc în culori. Bine, am descoperit, e mult spus. Dar în momentul în care mi-am dat seama și am căutat și pe net să văd care-i treaba, în momentul ăla a fost gen... Puf, adică
O să vă zic într-un video separat, trebuie să vă zic într-un video separat despre chestia asta cu sinestezia. Da, există și pe ProTV Plus, dar cred că și pe YouTube, episod din Viața Bate Vlog în care mi-am spus povestea legată de sinestezie. Puteți să dați un search să vedeți, dar clar o să vin și aici pe canal să vă povestesc care, cum și ce s-a întâmplat în momentele alea, pentru că am fost și eu la fel de... Vrei să-ți mai iei un câine? Îmi place să adopt. Faza e că multă lume nu înțelege că atunci când îți iei un animal, nu e la fel cum ți-ai lua un bibelou, nu știu, cum mi-aș lua găina asta de aici. Adică găina asta o să mai iau vreo 5 de genuri. Stă frumos, săraca, acolo. Un câine, trebuie să ai grijă de el. Și nu pot să am o grămadă de câini în casă mișunând pe aici, pentru că nu am cum să am grijă de toți. Dar mi-aș dori. Uite, de exemplu, Ana, de care v-am mai spus, în cazul în care nu a fost deja adoptată, are nevoie de un stăpân. Să adopt întotdeauna. Care-i treaba cu ProTV Plus? O să vă zic în alt episod, sau în fine v-am rezumat un pic și aici. În afară de ProTV Plus, când mai postezi, în momentul ăsta nu am neapărat un program așa în minte să postez, voiam doar să facem chestia asta împreună acum, dar în funcție de ce comentarii îmi lăsați mai jos, dar vă spun la final de clip cu întrebări mișto, când văd o întrebare mișto, sar pe ea, filmez și o postez, măcar un video pe săptămână să fie, cât o să mai faci YouTube? Și voi presupune că te referi la cât timp o să mai fac YouTube? Habar nu am! Atât timp cât o să fie o pasiune și o să-mi placă mie să postez chestiile pe aici, adică nu cred că e vorba de platformă în sine, probabil mai mult s-ar pune problema cât timp o să mai fac video sau cât timp o să mai produc content. Și asta nu cred că se va opri vreodată, fie că îmi fac eu o nebunie, o șmecherie, o ceva să postez, abar n-am, să fac animații de sau lung metraje sau scurt metraje sau alte chestii, tot o să găsesc din asta o pasiune, că până la urmă din pasiune pornește totul. YouTube în sine, cât timp o să fie platforma și o să pot să repostez și aici, cât timp o să fie o pasiune și eu o să fiu aici. Dacă ai putea să știi cum o să mori, ai vrea să afli? Nu cred că aș vrea să aflu cum o să mor, pentru că o să fie trist din toate punctele de vedere, adică nu cred că ar trebui să știe nimeni cum o să moară, mai ales dacă se pune și condiția aia că degeaba știi că tot o să mori în același fel sau ceva în genul ăsta, pentru că gândește puțin. Știi cum mori, îți trăiești toată viața gândită la cum o să mori, pentru că știi deja cum o să mori, o pățești și la final te uiți tu de sus la corpul tău și zici: ha, frate, știam, bă, și știam! Adică te uiți la anime-ul și dacă da, care este preferatul tău? Tu mă întrebi pe mine asta, tu îți permiți să mă întrebi pe mine asta, bă, hai, ia. Băi, mă întrebi pe mine dacă mă uit la anime-uri. Mă întrebi pe mine dacă mă uit la anime-uri. Băi, bine, asta nu e tocmai anime, dar... Da, m-am uitat la My Hero Academia, m-am uitat la Tokyo Ghoul, m-am uitat la, uite, vă zic unul așa mai ciudat, mai neștiut neapărat, oare n-o Seraf, era cu vampir, cu săbii, cu nebunii, toți otaku să ridice mâna sus, m-am uitat. Nu prea mai am așa mult timp în momentele astea, ba cu facultatea, ba cu ce treburi mai am eu, dar când am timp și când mai fac timp, mă uit, nu mai e ca pe vremuri când apărea un sezon nou din orice și imediat, puf! Într-o seară alternam pe tot. Vorbești în privat. Da, vorbesc. Dacă nici voi nu știți asta, da, chiar vorbesc cu voi în privat. Wow. Și acum cred că am pe telefon undeva. Ești fericit, mă. Deci mi-a luat așa, pș, a trecut prin mine. Ce întrebări din astea așa deep. Măi, ce v-ați maturizat așa? Ești fericit? Da. Dacă stau bine să mă gândesc, da, chiar sunt fericit. Am o grămadă de chestii mișto în momentul ăsta. N-am să mint, nu cred că sunt 100% fericit și nu prea cred pe nimeni că e de fapt 100% fericit. Așa, eu hater fiind, pot să zic că sunt 69, să fie frumos, un număr rotund, 69% fericit. Sunt niște chestiuțe care cumva mă frustrează pe interior. Pe toți ne frustrează ceva cândva în viața asta și nu reușim să trecem peste. Chestia pe care facem noi acum, clipul ăsta, la fel, stătea pe cap și mă făcea mai nefericit, mă întrista gândindu-mă că n-am mai trecut așa pe YouTube în vizită măcar de vreo lună, două. Pot să spun că o grămadă de chestii mișto, fie că e training review, fie că am repornit treaba asta, fie că sunteți mega suportiv, mesajele și tot pe Instagram, adică cum reușești să treci peste probleme?
nu reușesc. Nu real? Acum, cred că majoritatea oamenilor nu reușesc să treacă peste probleme pentru că nu sunt destul de, unu, ignoranți, doi, deștepți, sau în fine, experimentați. Eu nu am reușit să trec peste o grămadă de probleme. Și au fost, de fapt, câteva lucruri peste care am trecut, inclusiv o despărțire, inclusiv niște note acum 10 miliarde de ani. Dar real, dacă ții cu adevărat ceva, nu prea poți să treci peste. Mă bune acum. Adică eu nu am văzut pe cineva care chiar să-și fi dorit, nu știu, să fie olimpic la matematică, nu știu să zic o chestie din asta, și să fi trecut efectiv peste în momentul în care a picat tot. De obicei, trecutul ăsta peste mai mult înseamnă trece timpul și uit, sau îmi găsesc altă ocupație. Așa un trecut din ăsta peste magic, peste 2-3 zile, înseamnă că nu ți-a apăsat din start, probabil, sau nu știu eu cum să trec peste chestii mai bine, o să caut pe net, îmi spuneți voi, nu știu. Dar, în general, încerc să repar ce am greșit și cumva asta mă calmează pe mine pe interior și mă lasă să trec peste, dar nu e trecutul ăsta peste așa, mai mult un fel de ce faci în timpul liber? Îl pierd. Ce fac în timpul liber? În timpul liber îmi place să mai călătoresc când am timp, adică când am timpul ăsta liber și nu-l prea am, de fapt. Când am timp liber îmi place să-l ocup. Nu e neapărat super mega indicat, dar ce pot să zic e că dacă atunci când poți să faci lucruri, le faci, atunci când nu o să mai poți, nu o să mai trebuiască să le faci. Nu știu, așa o teorie a vieții. Ce vreau să spun cu asta? Încerc să-mi ocup timpul pe cât posibil și atunci când nu am chef, și atunci când vreau să mă uit la stele, să nu fac nimic. Cu toți am fost acolo. Toți am fost cândva... Bine, și încă suntem mulți dintre noi, inclusându-mă și pe mine în chestia asta, leneși. Toți vrem să stăm, frate, să frecăm, să nu facem nimic, să ne uităm la tavan, să ne uităm la Casey Neistat, cum își duce viața la extrem și cum își trăiește viața și cum face chestii și tu nu faci. Și atunci când chiar vreau să am niște timp liber, real îmi place să ies cu desi afară, nu știu de ce e terapeutic pentru mine, să mai bag un tenis, să mai trec pe la Vâlcea, să mai ies pe afară, să mă mai plimb, cum am mai zis, în afară de tesii, prin locuri, nu știu, la ski, la nebunie, pe unde se poate, dar din păcate și din fericire nu prea am acest mult timp liber. Ce muzică asculți? În momentul ăsta nu o să vă vină să credeți, dar ascult mult rap. Și ascultam niște rock, dar din ăsta celtic. Nu știu dacă știți. Ai știți vreodată videouri de pe canalul tău? M-au prins, ascundeți-vă, poliția! Da, am ascuns, am de gol de două ori. Am șters niște videouri pe canalul meu, dar nu cred că din astea pe care le vedeați voi, de altfel. Am pus chestii pe privat, dar de șters efectiv? Cred că am șters la început tot, că nu știam să le pun pe privat, diferite glume pe LOL, pe Dota, pe ce mai jucam în momentul ăla, pe care le trimiteam în clasă și după ce se râdea de mine, nu de video, de mine, le ștergeam ca să șterg orice evidență că eu am fost acolo. Cum ți s-a părut anul 2019? Anul 2019. Anul în care... Mi s-a părut ok. Nu știu, ca realizări așa, nu pot să zic că am dat totul din lume cum vin ăștia și spun aici, mamă, nu a existat zi din an în care să stau sau așa mai... Nu, am lucrat, am schimbat un job, acum sunt... antreprenor, frumos, nu mai am treabă cu chestiile astea, acum de altfel îmi doream de foarte mult timp. Am terminat o facultate, bine, acum termin facultatea efectiv, am început altă facultate, acum fac și facultatea de marketing, aplaudați-vă, mulțumesc foarte mult. Am început training review pe ProTV, care a fost big thing for me, nu știu, mai fost pe la TV-uri și așa, dar astea le mai știți și voi, nu știu ce am mai făcut între timp, așa. Ah! Am fost pe la Vâlcea și mi-am mai găsit niște desene pe care le făcusem când eram mic. Dacă reușesc să le bag în jurnal, să... Ah, jurnal! Ăsta e jurnal. O să vă spun la final ceva legat de jurnal. Să nu uit, amintiți-mi la final, că eu mai am obiceiul ăsta să uit. Ce sfat le-ai dat celor care învață pentru examene? Să înveți. Nu pot să rămân sfat pe care eu, la rândul meu, nu l-aș fi făcut. Glumesc. Am învățat și eu pentru examene. Eu zic să învățați... Nu știu, e un sfat așa mai mult al meu, nu știu dacă e... Învățați pe cât posibil ce vă interesează.
Ce nu vă interesează, ce vi se pare B? O expresie facială făcută de mine acum, trebuie să pune B. Era mai mult un fel de blea sau un fel de iac, dar ai un B. Încercați să asimilați cât un pic din fiecare, dar o să fac un clip pe treaba asta, pentru că am auzit-o de foarte multe ori. Fii bun la toate. Sau gen Jack of all trades. Niciodată. Cea mai mare prostie pe care poți să faci în viață. Învățați ce vă place și dacă nu vă place nimic, găsiți ceva să vă placă. Bă, trebuie să luați examenele, că o cultură generală acolo tot vă folosește, dar dacă ești pasionat de editing, de youtubereală, de scurtmetraje, că astea îmi plăceau mie atunci. Știu o grămadă de oameni care vor să fie programatori, dar sunt la profile de filo. Sau invers, știu oameni care sunt la Mate Info. Am fost. Care nu aveau nicio treabă, frate, cu Mate Info. Nu-mi plăcea nici matematica și informatica îmi plăcea de pe partea de media. Am fost la olimpiadă. Ce serie animate vrei să mai faci? Am o idee de serie animată, se numește Jurnalul unui vrăjitor. Am să vă povestesc probabil în altă viață, e o miniserie slash carte pe care eu am scris-o și am făcut și desenele și am făcut toate chestiile astea. Nu v-am arătat nimic, cred că v-am arătat o dată pe un story ceva din treaba asta. Nu e terminată, probabil o să avem niște animații pentru aia. Între timp o să ne ocupăm de episoadele astea, nu neapărat cu animații, dar cu niște teme și subiecte mai top notch. Când vine sezonul 3 din clasa de youtuberi? Măi, clasa de youtuberi s-a terminat. Eu am mai zis, nu știu, n-aș prea să mai fac clasa de youtuberi decât atât. Poate niște episoade din când în când, când găsesc eu o temă mișto și așa, pentru că reveneau iarăși repetitive. Timpul în primul rând să fac animațiile alea era și cu cât voiam să le fac mai complexe, cu atât îmi luau mai mult și mă frustra faptul că eu aveam gen un plan să iasă așa și să fac așa și la final de tot să arate mult mai sumar față de ce aveam eu în cap. Adică o să încerc să mă concentrez în schimb aici pe ce facem acum. Ce faci când te înjură lumea în comentarii? Am zis și în clipul ăla cu Stop Cyberbullying, unde am fost și eu și Mimi și Alina Eremia și Deliric și Irina Rimes, învăț din comentariile negative. Dar dacă văd o chestie repetitivă, văd dacă cumva oamenii chiar au și dreptate despre ceea ce spun. Dar în cazul în care nu au și de multe ori, aproape de fiecare dată, nu au, treci peste. Am văzut o grămadă de oameni care mi-au spus de-a lungul timpului, bă, ești nașpa. Dar video pe care l-ai postat ieri a fost foarte mișto. Mulțumesc foarte mult pentru el și ți-am lăsat un like. Adică am avut și chestii de genul, dar de obicei doar prima parte. Mergi la sală. Păi dacă mă întrebi așa ceva, înseamnă că nu mai are sens să-ți dau un răspuns, înseamnă că nu se vede. Real, în ultimul timp nu am fost așa activ la sală, am mai fost de câteva ori pe lună. Business-uri ai, job ai sau din ce trăiești? Păi presupun că era cu semnul întrebări fiecare chestie. Da, am propriile mele chestiuțele care mă ocup. Și YouTube în sine, dar YouTube în sine nu mi-a adus vreodată să mă dea peste cap vreo sumă de bani. Dar am și dacă vreți să intru mai in-depth, uite, o idee bună. Dacă vreți pe viitor o să facem și clipuri, nu știu dacă dezvoltare personală, ca să nu sune așa clișei și matur, gen de pus bazele unui business, atât online cât și offline. Cum să faci, nu știu, primii tăi bani pe net, pentru că și eu am fost în poziția aia. Sunt sigur că sunteți mulți dintre voi în poziția aia în care sunteți curioși cum să faceți un bănuț în plus. Și am câteva lucruri care au mers la mine, așa că nu cred că ar avea vreun motiv să nu meargă la voi. De ce școala de căcat? Bac, examen, nebunii, ce urăsc eu cel mai mult, ce așa la bulk mai multe întrebări. E, la asta o să răspund și în alt video, pentru că video ăsta e deja destul de lung. Eu unul sper că m-am deschis în fața voastră cu tot ce se putea. Sper că ați înțeles lipsa, pauza de pe canal, lipsa mea. Sper că v-am lămurit cu niște chestii pe aici. Mai mult de atât, ce voiam să vă spun la final de clip, cum v-am tot tizuit până în momentul ăsta, vreau să facem chestia asta împreună, ok? Ca să le facem împreună, am nevoie și de ajutorul vostru. Voi să lăsați în comentarii mai jos întrebări pe care le aveți, fie de școală, fie de examene, fie de relații, fie de că ați găsit un cățel pe stradă, habar n-am, orice, la care eu
am cum să răspund. Și nu neapărat sub forma asta de Q&A, ci să iau întrebarea, să fac un clip pe baza întrebării, iar la final de tot, comentul ăsta sau întrebarea în sine, am să o bag în jurnal, pentru că dacă tot mi-am spus poveștile de până acum, am de gând să-l continui. Și voiam așa să-l am la suflet, nu știu, să-l țin eu până la 700 de ani când fac YouTube, cum v-am zis. Voiam să-l umplu pe fiecare pagină, să-l lipesc frumos comentul vostru. Și la final, nu știu, după 20 de clipuri, hai să facem un experiment, facem 20 de clipuri de genul sau ceva, un număr din ăsta, la final să vedem cum arată jurnalul și să trec și eu în el frumos părerea mea despre ce mi-a scris voi pe acolo. Cine știe, poate iese ceva mișto, chiar vreau să am ceva de la voi și jurnalul mi se pare cea mai bună metodă. Sper că ați înțeles tot ce am vorbit eu pe aici. În cazul în care Tesia a dormit, am să mă duc și eu la culcare cât mai curând, pentru că probabil este deja 1-2 noaptea când filmez treaba asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas în continuare aici cu mine și nu neapărat de la pauza asta de o lună, ci unii dintre voi sunteți de când am pornit canalul aproape și vă știu, pentru că mi-amintesc gen primii oameni care îmi lăsau comentarii la clipuri. Așa că eu am fost de la Giul noastră preferat și noi ne vedem în episodul următor, în care o să vorbesc pe o temă aleasă de voi. Și ca de obicei, v-am pupat! Muah!